Cristin. Am venit raportul preliminar de la Comisia MQ. Este vorba despre PLX 649/2022. Cu niște observații tehnice de la Consiliul Legislativ. Am discutat cu domnul ministru și având în vedere că este necesar un anumit timp pentru a clarifica acele observații, propun să amânăm PLX 649/2022 o săptămână. Supun la vot propunerea de amânare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Acest proiect s-a amânat o săptămână. O secundă, domnul vicepreședinte, vă dau cuvântul. Domnul ministru, ne vedem săptămâna viitoare, vă comunicăm. Nu stați puțin că domnul ministru să mai rămână pentru poziția privind Ron Silva, la 140.000 de lei. Domnul ministru nu a venit pentru punctul 1, a venit pentru punctul 2. A venit doar pentru legea bunoaielor. Vă mulțumim pentru prezență. Înțeleg că domnul ministru nu vrea să răspundă. Pot să răspund la o întrebare, dar este domnul Sfântul reprezintă punctul de vedere al guvernului. Nu vă pot spune altceva decât să răspunde domnul Sfântuiană. Nu există niciun pericol la adresa lui Silva, dar asta este întrebarea nepusă. Păi și atunci are ce includeți la Silva aici? Nu există absolut niciun pericol la adresa lui Silva. Detaliile mi le va oferi domnul Sfântuiană. Deci sunt experți în domeniu, au inițiativa legislativă, să fiu toate detaliile, vreau să le a făcut un zele inițiativa legislativă, domnul ministru, dar nu a făcut vă rog, domnul președinte, vă rog să considerați cu cine. Domnul ministru, vă rog să lăsați să ne terminăm ședința, domnul președinte. Da, continuăm. Domnul vicepreședinte, este de la pentru propunere să trecem peste propunerea dumneavoastră. Haideți să vă faceți propunerea. Bun, domnul ministru nu este pentru acest punct în partea guvernului, avem vreo să ne văd acum ce... Au ieșit, domnule ministru, 25.000 de oameni în stradă, ca dumneavoastră să duceți ca oraș. Domnul Simon, vă rog să faceți propunerea. Ați spus că... Propunerea la ordinea de zi este ca PLX 143/2023, în urma meeting-ului din weekend, să fie amânat două săptămâni, pentru că o mare parte a populației crede că acest guvern, acest proiect de lege cu privire la guvernanța corporativă trebuie respins. Am depus de dimineață mai multe amendamente privind abrogarea și eliminarea unor articole. Aș vrea ca membrii comisiei să apuce să le studieze. Mulțumesc! În regulă, mulțumim, supunem la vot propunerea dumneavoastră. Cine este pentru? Domnul secretar, vă rog să luați și să aveți deja să luați doar voturile membrilor comisiei. Văd că mai contează și alți colegi. Care coleg contează? Păi nu știu cine. Suntem doi, de la unul, trei, de la USR. Nu știu cine la domnul. Păi a cerut cuvântul, domnul. Păi nu a cerut cuvântul. A cerut cuvântul domnul Geană, de exemplu. Domnul vicepreședinte, a supus la vot propunerea dumneavoastră. Aveți puțină răbdare, pot să dăm cuvântul, dacă ne lăsați să desfășurăm ședința. Vă rog, da, senzația este că vrem să scăpați de acest lucru. Doriți să supunem la vot propunerea dumneavoastră sau? Ați supus. Am supus, vă rog, lăsați să nu mă rog. Vă rog, domnul secretar, deci cine este pentru propunerea domnului Silviu? 15. Împotrivă. Sunt 14 voturi împotrivă propunerea dumneavoastră, nu a trecut. Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Vreau să mă urmăresc, domnul secretar. Două, domnul Simon. Două împotrivă, abțineri. Cu două voturi împotrivă și o abținere, ordinea de zi a fost aprobată așa cum a fost modificată.